Eu sunt Clownela și bine te-am găsit pe canalul nostru la o nouă poveste. Astăzi îl vom descoperi pe un elefanțel care își caută meseria perfectă. Tu știi ce înseamnă o meserie sau un job, o slujbă, muncă? Știi ce e asta? Eu zic, facem în felul următor. Mai întâi citim povestea, după care discutăm. Ești gata? Foarte bine! Hai să ascultăm povestea! Elefantica Elsie voia să-și găsească o slujbă, așa că s-a dus la mama ei să-i ceară un sfat. Ce-ți place să faci? A întrebat-o mama cu blândețe. Elsie s-a gândit o clipă, apoi a fluturat din urechi. Să mănânc! A zis Elsie. Bun, asta e un început. Ce-ar fi să te faci bucătar? A zis mama. Așa că Elsie s-a dus la ghereta de gustări a zebrei și a dat toată silința să amestece, să frământe și să coacă la fel cum făceau ceilalți bucătari. Au făcut brioșe, băuturi spumoase și tot felul de alte bunătăți. Totul arăta atât de gustos că Elsie pur și simplu nu s-a putut abține. A păpat tot. Afară! Afară! Au strigat ceilalți bucătari. Asta nu e o meserie pentru un elefant. Amărâtă Elsie s-a întors acasă. Mami a consolat-o și i-a spus. Ia să vedem, ești foarte bună la trompetă. Ce-ar fi să te faci muzician? Așa că Elsie a intrat în formația de peruș piccolo. Păsările scoteau ciripituri și triluri încântătoare. Elsie și-a ridicat trompa și a scos un sonor. Vai, prea tare! Asta nu e o meserie pentru un elefant, s-au plâns atunci păsările. Și Elsie s-a întors din nou tristă acasă. Nici muzician nu putea fi. A spus mama, poate că ar trebui să-ți folosești aptitudinile creative. Îmi place să fac lucruri, a zis atunci Elsie. Splendid! Poate ai vrea să te faci artistă, a răspuns mama. Și a trimis-o pe Elsie la atelierul de ceramică al maestrului Flamingo. Înăuntru, Flamingo învârtea oale și castroane minunate pe roata lui de olar. Să vedem dacă se face cumva olar. Pare amuzant, s-a gândit Elsie. A început să dea formă, să netezească și să învârtească lutul până când... Au, vai! Și apoi zdrâng! Urechile lui Elsie au dat jos un raft întreg cu oale. Of, Doamne, asta nu e meserie pentru un elefant, a zis atunci Flamingo. Acasă Elsie a început să plângă. Mănânc prea mult. Sunt prea zgomotoasă și neîntemânatică. Nu o să fiu niciodată bună de nimic, suspina ea. Prostii, a zis mama. Hai să ne gândim. Ai forță, ai o trompă puternică și îți place să ajuți oamenii. Sunt sigură că există o meserie perfectă pentru tine. Deodată au auzit un vaiet cumplit. Ajutor! Ajutor! Foc! Foc! Ghereta cu gustări a zebrei luase foc. Animalele fugeau în toate părțile. Lui Elsie a venit o idee. A alergat cât de repede a putut până la baltă. A tras apă pe trompă și a stropit ghereta de gustări până a stins focul. Elsie, ai reușit! Ai reușit! Au strigat animalele recunoscătoare. Elsie a zâmbit larg. Devenise pompier! Toată lumea a fost de acord. Chiar era meseria perfectă pentru un elefant. Uite așa!
Deci, Elsa noastră, elefantica, s-a făcut pompier. Ce face un pompier? Atunci când avem un incendiu, un foc, vine cu o mașină specială și cu multă apă și spumă și ce face? Uite, luăm și noi așa jeturi cu apă sau cu spumă și facem... Stropim și stingem incendiul. Astfel salvăm oamenii și salvăm clădirea. Eu, Clounela, te pup și te aștept la o nouă întâlnire. Pa, pa!